Prețuiți-vă, părinții, în lume cât îi aveți. E o poruncă de la Domnul. Dragi prieteni, în această seară suntem în Gura Humorului cu o surpriză frumoasă pentru domnul Sandorică, care astăzi este sărbătorit. Împlinește frumoasa vârstă de 58 de ani, iar noi mergem să-l surprindem și să-i urăm călduros la mulți ani. Bună seara! Toți strigăm acolo la ușă, dar nu ne aude nimeni. Am zis să ne permitem să intrăm. Căutăm un domn sărbătorit. Pe domnul Sandorică îl căutăm. Aici. La mulți ani vă spunem. Dar să veniți aici mai aproape de mine, dacă reușiți să ajungeți aici. Și la mulți ani vă spunem. Noi suntem echipa surpriză la domiciliu. Astăzi știm că dumneavoastră sunteți sărbătorit și împliniți o frumoasă vârstă. Venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea cuiva drag. Și am să vă întreb, dacă cumva bănuiți dumneavoastră ceva? Copiii, bineînțeles, dar cred că atunci. Așa credeți dumneavoastră? Dar poate altcineva? Copiii, nu altcineva. Așa sunteți dumneavoastră de sigur? Ia să vedem, ați avut dumneavoastră dreptate. Aici avem un tablou cu toți cei mai dragi și cei mai scumpi ai dumneavoastră. Cei care astăzi din toată inima și-au dorit măcar sufletește să ajungă aici la dumneavoastră și să reușească să vă sărbătorească cât și mai puțin. Tortulețul este pentru dumneavoastră. Pe lângă faptul că sunt prezent sufletește aici de dumneavoastră, copilul și-am pregătit pentru dumneavoastră și un mesaj. Un mesaj scris din tot sufletul și în urma căruia vom afla și care sunt complicii principali. Iar mesajul spune așa: un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere pe drumul ce-l urmezi. Tu m-ai învățat cum să mă port, cum să vorbesc, nu doar cum să am succes în viață, ci să port cu onoare numele tău. Datorită ție am speranță, înțelepciune și credință să fiu cinstit cu mine însumi. Mulțumesc pentru tot ceea ce m-ai învățat, tăticule. Tu ai fost mereu sprijinul nostru și un exemplu pentru noi. Vrem să-ți urăm multă sănătate, fericire nemărginită, succes, cât mai multe zile calde. Nu fi niciodată trist, noi te iubim și îți vom fi mereu alături. Cu ocazia zilei tale de naștere, noi îți dorim sănătate, fericire, multă iubire și tot ce-ți dorești, un sincer și călduros la mulți ani. Iar bunul Dumnezeu să te ocrotească și să te păzească, tată. Din partea copiilor, Anita, Elvis, Luluța, Ramona, Adina, Alex, Genaro și Lidia. La mulți ani binecuvântați! Să fie cu minți, ascultători. Cu toți au fost complici la această surpriză. Și să le știți că le este foarte greu, că astăzi de ziua dumneavoastră nu-s chiar ei aici, lângă dumneavoastră. Cu siguranță lacrimile sunt de mândrie, că aveți copii care vă iubesc atât de mult. Le mulțumesc frumos pentru gest și le mai dau un sfat, să rămână uniți ca până acum. Dacă vor rămâne uniți, vor fi fericiți. Le transmit multă sănătate prin intermediul dumneavoastră și să-mi ducă Dumnezeu să le binecuvânteze pe toți. Amin. Mulțumesc și dumneavoastră. Iar acum să știți că copiii au mai pregătit și o melodie pentru dumneavoastră. Da. O melodie venită cu toată dragostea, care doresc să o ascultăm împreună. Nu știm dacă ați reușit astăzi să vă simțiți cât uși de puțin sărbătorit. Da, ia, dar copiii și-au dorit astăzi măcar un pic să ajungă aici la dumneavoastră. Să vă simțiți iubit, asta este cel mai important. Și respectat. Prețuiți-vă, părinții, în lume cât îi aveți. E o poruncă de la Domnul. Părinții să ții respecti. Prețuiți-vă, părinții, viață cât îi aveți. E o poruncă de la Domnul.
părinții să ții respect. Căruiește-le o floare, că viața e trecătoare, și ai să-i pierzi și n-o să-i mai vezi. Că las florile iubirii, nu la mormânt trebuie trandafiri să respect. Părinții să-ți iubești. Căruiește-le o floare, că viața e trecătoare, și ai să-i pierzi și n-o să-i mai vezi. Că las florile iubirii, nu la mormânt trebuie trandafiri să respect. Părinții să-ți iubești. Viața lor dispare și rămâi cu ei în gând. Azi le poți simți iubirea. Să fiți sănătoși, să vă bucurați de copilașii dumneavoastră și cât mai curând să ajungă cu toți aici aproape, că asta este cel mai important. Le transmitem salutări acolo, le facem așa cu mâna la toți. Am făcut pe toți, mulțumesc frumos. Alex, tu ai făcut asta. Te mulțumesc la toți copiii mei. Elvis, îți mulțumesc frumos. Toate fetele și copiii mei, binecuvintez numele Domnului. Vă aștept acasă. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.